Bună seara și bine ați revenit la emisiunea În Vizor, o emisiune de actualitate. Sunt Rareș Niculescu. În această seară, ca de obicei, încercăm să aducem în fața dumneavoastră subiecte care contează, subiecte care pot să vă îmbunătățească viața într-un fel sau altul și, de asemenea, persoane care au un cuvânt de spus și nu numai că au un cuvânt de spus, oameni care chiar fac ceva, nu doar vorbesc. De aceea am invitat-o în această seară la emisiunea În Vizor, la NCN, pe Raluca Dan, reprezentant asociației Eco Ruralis, o asociație care se autodefinește ca fiind o asociație militând pentru drepturile țăranilor și ale țărăncilor. Ce este cu această asociație, doamna Dan? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Este o asociație, într-adevăr, de țărani și țărănci, adică de producători de subzistență și semisubzistență, care, la un moment dat, și anume în 2009, s-au gândit să se organizeze politic și să militeze pentru drepturile lor, la semințe, la pământ, la piață și, în același timp, să promoveze agricultura țărănească drept un model ideal de agricultură în România. Și nu numai, desigur. Mai sunt țărani în România în ziua noastră? Sunt chiar suficienți. Înregistrați sunt pe la 4 milioane de țărani și țărănci, de producători la scară redusă, dintre care 10.000 sunt membri ai asociației din toate județele. Deci o mare parte a populației României este încă implicată, de fapt, în agricultură la scară redusă, agricultură mai puțin mecanizată, o agricultură mixtă, agricultură de gospodărie. Ce înseamnă o agricultură mixtă? O agricultură mixtă este o gospodărie, practic, în care se produc produse mixte. Gospodăria țărănească așa cum o știm. Exact, exact. Așa cum știm pe, și pe bunicii noștri. Și sunt în continuare familii care produc legume, au câteva animale, de obicei animale mici, că de traiul acum este mai... mai sărac și atunci avem și câteva animale mari, deci produse derivate, poate câteva culturi cerealiere, deci cam ceea ce cunoaștem deja. Care mai este viața unei astfel de familii de la țară care se ocupă de agricultură la scară mică? Păi e din ce în ce mai grea, aș spune. Pentru foarte mulți dintre membrii asociației, o problemă mare este accesul la piață. Tot mai multe companii își deschid mini-marketuri, supermarketuri, piețele agroalimentare sunt privatizate și atunci accesul pe piață al producătorilor mici este mai redus. Avem un problem cu acapararea terenurilor, concentrare tot mai mare a terenurilor agricole în mâna unor politicieni locali, a unor antreprenori locali sau unor companii multinaționale. Sau oricum, tot oameni mai cu dificilă. Posibilități financiare mai ridicate decât a exact, omului exact. Care muncește și trăiește de pe urma muncii sale. Da, deci practic este tot mai dificilă munca la țară, este un trai de subzistență, aș spune, o strădanie constantă. Foarte mulți dintre cei care locuiesc în continuare la țară o fac și pentru că vor, deci dintre membrii asociației, vor să ducă un astfel de trai, să trăiască de pe urma agriculturii țărănești și, evident, unii dintre ei sunt nevoiți pentru că nu au alte posibilități. Că problemele sunt nenumărate, asta putea să-și imagineze exact. Oricine. Le-am trecut cât de cât în revistă. Haideți să vedem acum ce face Asociația Eco Ruralis pentru a schimba în bine, în măsura în care poate, viața acestor oameni. Lucruri de făcut sunt foarte multe, așa că ne-am axat pe trei probleme mari și late, dreptul la semințe, dreptul la pământ și dreptul la piață. Haideți să le luăm pe rând fiecare, dreptul la semințe. Pe dreptul la semințe ne ocupăm de un lucru extrem de practic și anume de multiplicare și salvare de varietăți tradiționale și țărănești de semințe. Sunt membrii asociației în diferite județe ale țării care în satele lor au salvat, au căutat prin bătrâni semințe tradiționale și s-au apucat să le multiplice. Împreună, noi le aducem în ceea ce se numește o bancă la comun de semințe, de resurse vegetale și în fiecare an, în luna martie, distribuim semințe oricărei persoană, fie că este în mediul rural sau fie că este o persoană din mediul urban care are un teren sau o grădină în spatele casei, deci un grădinar urban, și distribuim gratuit 5 feluri de semințe țărănești.
Unde vă pot găsi oamenii care sunt dornici să primească astfel de semințe recuperate, semințe de calitate? Unde vă pot găsi și ce trebuie să facă pentru a primi aceste semințe? Mai întâi, să aștepte data de 1 martie, atunci deschidem apelul pentru semințe. Intră pe site-ul www.ecoruralis.ro și acolo completează un formular în baza căruia își aleg ce semințe doresc pe baza descrierilor pe care noi le introducem într-un catalog de semințe țărănești și pe urmă noi le trimitem conform solicitărilor lor, le trimitem gratuit prin poștă. Bun, semințe țărănești, cred că deja am trezit interesul multor dintre cei care ne urmăresc. De ce sunt mai bune astfel de semințe decât semințele pe care am putea să le cumpărăm la piață sau la supermarket din ofertă așa de bogată care există în ziua de azi? Dintr-o mulțime de motive, aceste semințe țărănești, populații locale eterogene, aș spune, înseamnă că sunt semințe extrem de variate, în primul rând. Nu sunt produsele din aceste semințe, nu au toată aceeași înălțime. Roșiile, de exemplu, nu au toate aceeași formă, aceeași culoare. Vorbim de semințe care generează niște produse extrem de variate, extrem de gustoase, ceea ce foarte multă lume spune că își aduce aminte de roșiile pe care le-am mâncat atunci în copilărie, că erau roșiile cu gust. Ei, acele sunt semințele țărănești, de fapt. Vorbim de o calitate superioară a nutrienților față de semințele hibrid, care sunt produse în laborator prin metode moderne. Niciodată o sămânță hibrid nu va putea să fie egală cu o sămânță țărănească transmisă dintr-o generație la alta și o sămânță care s-a adaptat, practic, locului unde a fost cultivată și generațiilor, practic. Ați atins un subiect care cred că e important pentru multă lume, gustul produselor pe care le consumăm, gustul legumelor care ajung pe mesele oamenilor. Sunt convins că cel puțin odată ne-am pus cu toții această întrebare, de ce nu mai au roșiile gustul pe care l-aveau pe vremuri? Iată un material pe această temă, este un punct de vedere al rectorului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara. Să urmărim împreună. Roșiile de import sunt lipsite de gustul cu care suntem obișnuiți datorită modului în care sunt cultivate, a dezvăluit recent profesorul universitar Cosmin Popescu, rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara. Profesorul universitar spune că tehnologia folosită pentru producția de roșii este una super intensivă. Roșiile sunt crescute pe o suprafață de apă, ceea ce științific se numește cultură hidroponică. Rădăcinile plantelor se află în apă și sunt stropite cu elemente nutritive și tratamente într-un mod extrem de precis calculat pe computer. Roșia însă dobândește gust atunci când își acumulează și își sintetizează partea de zaharuri, primind lumina de la soare, ceea ce nu se întâmplă în cazul acestor culturi intensive. Într-un interviu publicat de Opinia Timișoarei, profesorul Cosmin Popescu mai arată că roșiile sunt recoltate fiind încă verzi, iar pentru a dobândi culoarea caracteristică se apelează la ajutorul unor substanțe. Nu e normal, dar e comercial, a comentat rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, care a precizat că în magazine produsele provenite de pe piața autohtonă nu depășesc 20%. Dacă v-ați întrebat de ce roșiile nu mai au niciun gust, motivul este legat de modalitatea de cultivare, dar și de calitatea semințelor, subiect pe care îl discutăm în continuare. Așadar, aveți o gamă bogată de semințe tradiționale, semințe țărănești, pe care le puneți la dispoziția oamenilor. Exact. Avem o colecție strânsă în acești 10 ani de activitate, o colecție foarte variată de semințe. De la un an la altul încercăm să le revitalizăm. Vorbim de case de semințe la membrii asociației care multiplică aceste semințe. Câteodată schimbăm cu alte asociații de țărani din alte țări, unde există demersuri similare, pentru a îmbogăți, practic, biodiversitatea în care trăim, de altfel. Acesta este, așadar, unul dintre obiectivele asociației, crearea acestei bănci de semințe, și mai sunt celelalte obiective, dintre care de remarcat este cel legat de dreptul oamenilor la pământ, un subiect interesant, un subiect la care iarăși ne gândim cu toții și se vorbește foarte mult în acest context despre acapararea terenurilor de către străini. Este aceasta o realitate în România? Este o realitate, sigur că da. De aceea am și început să discutăm mai mult despre dreptul la pământ, pentru că dacă ai sămânță și nu ai pământ, dacă n-ai pământ și nu ai sămânță, nu poți să faci agricultură țărănească.
Dar vreau să menționez un lucru. Acaparea terenurilor nu se întâmplă doar de către străini, ci și de către persoane de naționalitate română. Vorbim nu doar de companii multinaționale, vorbim și de politicieni, vorbim și de fonduri de pensii, de exemplu, care au un interes direct în a achiziționa mari suprafețe de teren, fie pentru a cultiva în monocultură, fie pentru a deturna scopul, rolul inițial al pământului respectiv către alte tipuri de activități sau pentru, pur și simplu pentru a le ține, pentru viitor, pentru a face speculă cu terenurile. Cine sunt victimele acestui proces și ce face Ecururalis pentru a-i sprijini? Foarte mulți țărani sunt extrem de afectați. Ce face Ecoruralis? A fost o cale foarte lungă să ajungem până aici, în primul rând pentru a reuși să vorbim de acapararea terenurilor în România. Pentru a spune că da, și în interiorul Uniunii Europene există această problemă și deși nu se întâmplă ca în alte state ale lumii cu violență fizică puternică, unde oamenii sunt evacuați de pe terenurile lor, se întâmplă totuși, hai să dau exemplul acum al companiilor. Vin companie sau cu o mare putere financiară într-o zonă a țării, beneficiind de acces la informațiile publice, pun foarte mare presiune, joacă un joc neloial alături de potențialii cumpărători ai terenurilor, țăranii, și se creează acest imbalans și ei cumpără terenurile, le comasează și de multe ori intimidează membrii comunităților locale, cum am zis, cultivă în monocultură, ceea ce îi afectează și pe toți ceilalți, și ne lăsând, practic, comunitățile rurale să se dezvolte mai organic, din punctul ăsta de vedere. De ce este acest proces un proces negativ? Multă lume spune că renunțarea la CAP-uri a fost o greșeală, că agricultura s-ar dezvolta mai frumos și mai sănătos din punct de vedere economic pe suprafețe mari și nu pe suprafețe mici, așa cum se întâmplă în acest moment. Aș spune că viziunea asta este o viziune a trecutului și în contextul noilor rapoarte legate de fenomenul schimbărilor climatice, din perspectiva noastră, a producătorilor mici și mijlocii, considerăm că agricultura țărănească este un model ideal. Numim această agricultură agroecologică. Este vorba nu doar despre ceea ce cultivi, ceea ce trebuie să fie variat, ci și modul în care cultivi, despre o rotație a culturilor, despre o varietate a culturilor, despre anumite metode prin care cultivi, despre o relație pe care o ai cu animalele și cu pământul. O agricultură la scară redusă aduce în același timp mult mai multe locuri de muncă decât agricultura industrială și asta se vede la nivelul statisticilor europene când fermele mici angajează mai puțin oameni decât fermele mari angajează mai puțin oameni decât cele mici. Și vorbim de o dezvoltare organică, mai mulți producători, mai mulți oameni care muncesc, piețe locale, pe când atunci când avem agricultură industrială, producem foarte multe produse către, pentru export, de exemplu, sau pentru lanțuri de supermarketuri. Haideți să încercăm să vedem de ce ar avea nevoie o familie care se ocupă de agricultură, de ce ar avea nevoie o familie de la țară pentru a duce o viață frumoasă, o viață confortabilă. Cum ar trebui să fie alcătuită gospodăria lor pentru a putea să se dezvolte, pentru a putea să se susțină, pentru a-și trimite copiii la țară și, cel mai important, pentru a nu fi tentați nici să vândă terenul, dar nici să plece în străinătate în căutarea unei vieți mai confortabile. Mergând pe filiera aceasta a agroecologiei, deci a unei agriculturi conștiente de economie, de social, de mediu, o familie ar avea nevoie de semințe țărănești, să aibă posibilitatea să le cumpere de pe piață, ceea ce în momentul de față nu este legal să vinzi sau să cumperi semințe țărănești de pe piață. Ai avea nevoie, desigur, de un teren. Dacă ești o familie nouă care acum se mută la țară și nu ai moștenit niciun teren, ai nevoie de acces, ai nevoie de un preț accesibil al terenului. Poate că ai nevoie de anumite subvenții europene să poți să te instalezi
ca familie, ca de tineri agricultori și să ai un sprijin financiar de 3 până la 5 ani, astfel încât să poți să îți dezvolți ferma care ar produce nu doar pentru consumul propriu, ci și pentru populație. Mai este un alt aspect al vieții rurale, partea de infrastructură. Vorbim de școală, vorbim de spital, deci politicile publice legate de agricultură se coroborează foarte mult și cu celelalte legate de dezvoltarea rurală. Iar aici, pilonul al doilea din politica agricolă comună, considerăm că ar fi putut fi mult mai bine investit în dezvoltarea rurală, pentru că în momentul de față se vorbește despre un succes al lui, dar mai ales în dezvoltarea fermelor existente mai mari și nu în infrastructura de trai a familiilor respective. Ecogogal există un partener de dialog pentru mulți reprezentanți ai României în lumea politică, este un partener de dialog de asemenea pentru câteva organizații europene importante. În ce fel sprijiniți modificarea acestor politici publice la nivel european? Care sunt ideile cu care vă duceți în această discuție publică? Păi, atunci când ne-am dat seama că este insuficient să fim singuri și că nu trebuie să abordăm problema doar la nivel național, ne-am înscris în Confederația Europeană Via Campesina, care este parte a mișcării țărănești Via Campesina. La nivel mondial, această mișcare țărănească include 200 de milioane de țărani, de tot felul, că ne gândim la țăranul din America de Sud, la cel din Europa, la cel din Asia. Și prin Via Campesina Europa suntem activi la nivel european, atât în privința legilor care guvernează semințele, cât și cele ale pământului și mai nou și în ceea ce se numește Declarația Națiunilor Unite pentru drepturile țăranilor și ale persoanelor care lucrează în mediul rural. Deci și la nivel internațional. România înregistrează în acest an, se pare, cel mai bun rezultat agricol din istorie. Producția de grâu din acest an este mai mare cu 200.000 de tone față de anul trecut, depășind 10 milioane de tone, iar cea de porumb ar urma să se situeze între 14,5 și 15 milioane de tone. În aceste condiții, cifra de afaceri din agricultură se apropie de nivelul de 8 miliarde de euro. Sunt estimările specialiștilor din domeniu. Este acesta un motiv de bucurie? Ce semnal dă, din punctul de vedere al asociației dumneavoastră, această cifră, aceste statistici recent publicate? Nu cred că de bucurie depinde din ce perspectivă. Din nou, referindu-mă la producători la scară redusă, nu este neapărat un motiv de bucurie. Domeniul cerealier este dominat de producători mari. Așa că, sigur, putem să ne bucurăm din perspectiva asta, dar în continuare vedem cum foarte mulți țărani și țărănci migrează din afara țării pentru că nu pot să producă așa cum și-ar dori și să existe pe piață. De ce nu este un motiv de bucurie? Am să completez și eu la răspunsul dumneavoastră, pentru că în acest moment România exportă mult și ieftin și în același timp importă mult, dar foarte scump. Și vom continua discuția și pe această temă. Vom vedea ce importuri a făcut România în domeniul legumelor și fructelor în prima parte a acestui an și mai ales vom vedea că nu numai că a importat, dar a importat marfă de foarte proastă calitate, marfă care este sub nivelul de calitate permis pentru consumul uman. Vedem în continuare acest material. Potrivit Institutului Național de Statistică, importurile de legume și fructe ale României au totalizat în primele 5 luni ale acestui an 691 de milioane de euro, fiind cu 6,5% mai mari comparativ cu cele din perioada similară a anului trecut. Exporturile României s-au cifrat la 57,6 milioane de euro, cu 5,4% peste primele 5 luni din 2017, rezultând astfel un deficit de 633,3 milioane de euro, relatează Agerpres. Demn de interes este și ce fel de legume importăm, și anume, de cele mai multe ori legume de cea mai proastă calitate, mai precis legume furajere, care ni se vând ca standard extra. Declarația îi aparține lui Gheorghe Vlad, președintele Confederației Asociațiilor Țărănești din România, totodată legumicultor din Vidra, județul Giurgiu. Acesta arată că legumele furajere au substanța nutritivă mult diminuată față de legumele de calitate superioară. De exemplu, cartoful cu diametrul peste 8 cm are calitatea de cartof furajer la propriu, fiind destinat hranei animalelor. Specialiștii spun că în Austria, tona de cartof furajer costă 30 de euro. Această marfă ajunge în România și se vinde la nivel de calitate extra cu 1,5 lei kilogramul, adică 1500 de lei tona, adică peste 300 de euro.
Iată, dacă mergeți la piață sau la magazin și vedeți un cartof mare, frumos, nu înseamnă că este neapărat și un cartof bun. Cartoful mai mare de 8 cm este destinat pentru hrana animalelor, nici de cum pentru consumul uman. Ați spus un lucru foarte important, că în acest moment semințele tradiționale nu pot fi tranzacționate pe piață. De ce se întâmplă acest lucru? Mie mi se pare că e greu de înțeles. În momentul în care am aderat la Uniune, Uniunea Europeană, am aderat automat și la regulamentele și directivele ei. Așa că, pentru a fi comercializate pe piață, fiecare țară are un catalog național de semințe. Fiecare sămânță trebuie să treacă un parcurs de cercetare, de analiză în câmp și să îndeplinească anumite criterii. Aceste criterii sunt foarte mult adaptate agriculturii industriale. Vorbim de o uniformitate, de exemplu, a plantelor. Asta înseamnă că, în unele cazuri, o plantă din 100 trebuie să se comporte diferit de toate celelalte 99. După cum bine știm, în agricultura țărănească și cu semințele țărănești, avem o foarte mare diversitate, atât de înălțime, cât și de fructe pe lujer, de cum arată produsele între ele. Și atunci, semințele țărănești nu corespund acestor criterii industriale, de pentru care nu pot să fie vândute pe piață. Sunt țări care au înțeles totuși lucrul ăsta și au elaborat legislații naționale care să permită vânzarea de semințe tradiționale la nivel local. Evident că ăsta este un lucru pe care ni l-am dorit și noi, dar este un parcurs îndelungat până acolo. Între timp, facem acest schimb de semințe pentru a menține totuși semințele vii în câmpuri până când vom obține și această legislație. Să reamintim celor care n-au urmărit emisiunea de la început, care sunt avantajele acestor semințe tradiționale, pe care vă aduc și eu aminte, le puteți obține începând din luna martie prin intermediul Asociației Ecovuralis, pe care o găsiți pe internet, are o pagină de internet foarte bine pusă la punct. Așadar, care sunt avantajele acestor semințe în comparație cu cele disponibile în supermarket? Gustoase, nutritive, rezistente la condițiile schimbătoare de mediu. Aș spune așa, trei lucruri marșilate. Iată, deja argumente interesante în favoarea semințelor tradiționale, semințelor țărănești. Obținem o recoltă frumoasă și gustoasă, dar ce facem cu ea? Pentru că oamenii se plâng tot mai des că nu au piețe, nu au căi de desfacere a produselor din gospodărie. Exact. Tot mai multe dintre piețele agroalimentare sunt privatizate, parte dintre ele devin supermarketuri și parte dintre ele capătă o altă funcție. Știm foarte mult că supermarketurile se extind foarte mult. Poate că ați auzit recent de finanțarea din partea Băncii Europene pentru Dezvoltare, care a dat 900 de milioane de dolari către Kaufland și Lidl pentru a se extinde în Europa de Est. Ei, acesta este un joc, din nou, inegal, cu care țăranii nu pot să fie în competiție. Și care sunt soluțiile? Pentru că, pe de o parte, gospodarii, țăranii se plâng că nu au unde să-și vândă mărfurile, pe de altă parte, orășenii se plâng sistematic, este la ordinea zilei să auzi astfel de discuții și orășenii se plâng că nu au de unde să cumpere astfel de produse pe care și le doresc, produse proaspete, produse cu gust. Care este soluția până la urmă? Pe de o parte, ar fi să renaționalizăm și să regândim conceptul de piață agroalimentară, să ne gândim ca fiind de utilitate publică. Producătorii de hrană fac un serviciu populației, un serviciu umanității și atunci să refacem infrastructura de piețe agroalimentare. Iar către consumatori, aș spune că este foarte important în prezent să își cunoască producătorul, să meargă la piață, să există acum nenumărate scheme de vânzare directă, de lanțuri scurte alimentare, cum le numim noi, în care un consumator poate alege un coș săptămânal de legume. Sunt foarte multe astfel de inițiative, mai ales în orașele mari, însă credem că sunt doar o mică parte și că pentru cea mai mare parte a populației, piețele agroalimentare sunt soluția pentru viitor. Un subiect deosebit de interesant la care ne vom întoarce după o scurtă pauză de publicitate. Ne revedem în câteva minute. A venit toamna! Acoperă-mi umerii cu ceva! Orice piesă ai alege să fie pe gustul și măsura mea.
De la sport la elegant, de la casual la non-conformist, la Vivo Cluj-Napoca stilul mă ajută să profit din plin de sezon. La Vivo Cluj-Napoca găsești inspirație în orice anotimp. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital. Doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumă specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere. Să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția. Să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Ne-am întors în direct la emisiunea În Vizor. În această seară, în platoul Lensien, Raluca Dan, reprezentant Asociației Eco Ruralis, o asociație care militează pentru drepturile țăranilor și țărăncilor. Am discutat în prima parte a emisiunii despre calitatea produselor pe care le mănâncă românii, despre situația familiilor din mediul rural și ce se poate face pentru aceste familii, pentru ca să aibă un viitor mai bun, pentru a nu mai fi tentat să părăsească România și să se stabilească în alte țări. Continuăm această discuție și o întreb pe invitata noastră, cum facem să recunoaștem într-o piață producătorul adevărat, producătorul autentic și nu pe acela care poate revinde produsele pentru un preț suplimentar? O să fiu poetică acum și o să zic că îl recunoști odată după mâinile muncite. Un țăran care aplică substanțe naturale, diferite tratamente, nu aplică nimic sau chiar și într-o mică măsură diferite inputuri chimice, își muncește foarte mult pământul și este situația foarte multor țărani care încă mai sunt la piață, pentru că aia a rămas una dintre puținele alternative pentru un câștig financiar. Deci mâini muncite. Devine tot mai greu, într-adevăr, pentru un consumator să-și dea seama de unde vine hrana lui și dacă este sănătoasă sau nu. De aceea implică un
efort, aș zice, și din partea consumatorului să se ducă, să își cunoască producătorul respectiv din piață, să poarte o conversație cu el. Tot mai mulți producători țărani sunt deschiși în același timp pentru a fi vizitați de consumatori care cumpără de la ei constant, pentru că și ei se luptă tot timpul cu prejudecata că țăranii toți dau cu pesticide de nu se poate, că țăranul nu mai e ce a fost. Și ei vor să își este o temă care mi se pare imagine foarte serioasă și foarte importantă. Este a cumpăra de la țăran, a cumpăra de la producător o garanție de calitate? Este. Sigur că da. Este întotdeauna. Și asta poate fi verificat, poate fi în discuții, poate fi cu această vizită. Mai sunt alte zone ale țării care se bazează pe o certificare participativă. În cadrul unei comunități, alți producători garantează pe alții și viceversa. Sunt tot felul de scheme pentru a demonstra că mâncarea țărănească este în continuare una bună, nu este produsă industrial cu fertilizanți, pesticide, sau care vine din alte țări, de la kilometri distanță, dintr-o sămânță care este produsă dintr-un laborator. Mediul rural înseamnă în același timp mai mult decât agricultură, înseamnă și o viață de calitate pentru oamenii locului. Ce facem cu transportul, ce facem cu drumurile, ce facem cu educația? Oi. Sunt foarte multe de zis. Aici cred că ne trebuie în primul rând o viziune politică. Ne trebuie un guvern care să își asume un plan pe un termen lung, un plan care este lăsat mai departe unei alte guvernări, de exemplu. Și nu să ne gândim doar la câștiguri imediate, o restructurare pentru un corp care acum este în colaps, nici nu va găsi o soluție de pe o zi pe alta, ci trebuie puși la oaltă toți cei interesați, trebuie întrebați țăranii, locuitorii mediului rural, cum ar vrea să le arate acum locul și să începem astăzi ceea ce poate va fi construit peste 20 de ani și nu mâine. Apropo de situația din mediul rural, apropo de drumuri, apropo de situația transporturilor în România, țara noastră a anunțat astăzi prin vocea prim-ministrului Viorica Dăncilă că nu va sprijini alocări suplimentare pentru conectarea Europei. 10 miliarde de euro ar fi destinați acestui proiect important. Ce să facem? În prag de președinție română a Consiliului, România se opune la proiecte importante, în primul rând pentru români. Proiecte care ne-ar ajuta, proiecte semnificative. Ce este facilitatea conectarea Europei? O propunere pentru a transforma mozaicul actual de drumuri, căi ferate, aeroporturi și canale europene într-o rețea unificată de transport, care ar fi utilă și pentru călători și pentru companii. Iată datele la ce se opune guvernul doamnei Dăncilă. Conectarea Europei ar însemna, printre altele, 15.000 de kilometri de linii de cale ferată modernizate pentru circulația de mare viteză, pe lângă multe alte proiecte mai complexe și mai greu de explicat. 15.000 de kilometri de cale ferată. Aici este, greu de zis. Pentru astfel de proiecte de mare amploare se iau foarte multe lucruri în considerare. Care este impactul asupra comunităților locale respective? Probabil este din nou un studiu de prefezabilitate și de fezabilitate de câteva ani de zile pentru a ne da seama pe unde trebuie și cum trebuie făcute aceste proiecte. Desigur că trebuie să rămânem deschiși către modernizarea infrastructurii, dar din nou trebuie avute în vedere toate vocile care sunt implicate și afectate de către dezvoltarea de astfel proiecte de infrastructură. Ce vă spun oamenii, ce vă spun membrii asociației dumneavoastră? Fondurile europene se fac simțite în viața lor? Aceste fonduri pentru drumuri, pentru canalizare, pentru alimentarea cu apă au devenit deja o parte importantă în viața oamenilor? Nu chiar. Avem membri care sunt la 100-100 și ceva de kilometri de cel mai apropiat oraș și pentru ei este o reală problemă, nu doar când ne gândim la vânzarea produselor lor, cât și unde se duc copiilor la școală sau ce fac atunci când întâmpină o problemă medicală. Nu se resimte de către foarte mulți dintre ei și sunt supărați în privința asta, dar ăsta este și unul dintre motivele pentru care s-au înscris în asociație. Pe de parte, pentru a îmbunătăți producția și pentru a găsi căi să ajungă la piață, dar pe de parte și pentru a funcționa într-o rețea de solidaritate, pentru a povesti despre aceste probleme și a ne gândi cum, din perspectiva țăranilor, ne-am dorit să arate mediul rural.
am discutat despre obiectivele asociației, despre principiile asociației Eco Ruralis. Haideți să vedem și câteva exemple concrete de activități pe care le-ați desfășurat, ce fel ați mobilizat în jurul asociației acești 10.000 de membri care în acest moment sunt în cadrul Eco Ruralis, cum i-ați atras, cum i-ați implicat în activități care să fie utile tuturor și să fie, în primul rând, utile chiar acestor persoane. Clar, cel mai concret este exemplul pe care l-am dat mai devreme, prin care multiplicăm semințe țărănești și le distribuim gratuit. Foarte mulți dintre membrii asociației au cunoscut Eco Ruralis pe această filieră și au aderat la asociație mai apoi. Pe lângă asta, membrii asociației se implică în niște grupuri de lucru, tocmai pentru că dacă vrem, trebuie să ne cunoaștem pe noi, ca să știm ce vrem, și în cadrul acestor grupuri de lucru, care sunt deschise tuturor membrilor, discutăm un pic despre cum vrem să arate legislația pe semințe, ce vrem să facem la anul în privința asta, cum vrem să creștem accesul tinerilor la pământ. Grupurile de lucru se întâlnesc periodic și mai pun câte o cărămidă către aceste obiective mai ample. Participăm și la diferite mobilizări europene. Membrii asociației se duc și la diferite întâlniri legate de politica agricolă comună sau la discuții despre legislația europeană pe semințe. Am început de anul acesta să înființăm și case comunitare de semințe, unde membrii dintr-o anumită zonă care multiplică semințe pot să le pună la oaltă, iar aceste case vor funcționa și ca spații de educație de la țăran la țăran, de exemplu. Valorizăm foarte mult cunoștințele membrilor, nu doar cunoștințele produse în mediul universitar, și considerăm că țăranii trebuie să își dea mai departe cunoștințele către o nouă generație de țărani. Și practic cu aceste case începem un nou capitol de educare și de schimb de cunoștințe și practici între membrii asociației. Sunt doar, nu știu, câteva dintre activitățile pe care le avem. Când te gândești la mediul rural, la mediul rural românesc, primul lucru care ți trece prin cap este îmbătrânirea, acest fenomen îngrijorător, depopularea și îmbătrânirea. Uh-huh. Ce fel de oameni participă la aceste grupuri de lucru ale asociației Eco Ruralis? Care este media de vârstă? Mai găsiți tineri, mai găsiți persoane active care se implice în astfel de discuții? Sunt bucuroasă să spun că da. Într-adevăr, observam înainte o îmbătrânire și se știe clar că în mediul rural media de vârstă este pe la 65 de ani și doar 3% sunt tineri. Dar observ o revitalizare în asociație și în ultimii 3-4 ani aș putea spune că vin foarte mulți tineri înspre noi. Sunt tineri care s-au mutat recent la țară sau tineri din familii de țărani care pentru o vreme s-au îndepărtat de casă și acum s-au reîntors la agricultură. S-a schimbat ceva în gândirea oamenilor? Ce-i determină pe oameni în ultimii ani să se întoarcă către mediul rural, către agricultură, către creșterea animalelor? Cred că, pe de-o parte, este faptul că viața urbană devine tot mai scumpă. Tot mai mulți oameni sunt îngrijorați realmente de ceea ce mănâncă și doresc mai degrabă să o producă ei. Ceea ce produci tu ești sigur 100% și vor să se întoarcă și la natură în același timp. Vorbim de orașe care au o dezvoltare foarte rapidă, uneori haotică. Tinerele familii vor să-și vadă copiii că o să crească în natură, în comunități mai apropiate, în comunități de solidaritate. Acum aș putea spune că este și un efect al capitalismului exacerbat acum. Oamenii vor să fie mai mult în comunitate, să nu mai trăiască atât de mult la nivel individual și vor să se apropie de ceea ce mănâncă, să le cunoască, să simtă cum e cu munca acolo. Tot din mediul rural vine și știrea următoare. Schimbăm oarecum registrul, dar vom vedea ceva despre un eveniment care a avut loc duminică în localitatea Berindu din județul Cluj. Ceva care cred că este important și vom discuta în continuare de ce este important acest lucru pentru noi, pentru clujeni, pentru ardeleni în general.
La Berindu, în județul Cluj, a fost inaugurat duminică bustul lui Vasile Ladislau Pop, realizat de sculptorul Ilarion Voina. Vasile Ladislau Pop, născut în 1819 și decedat în 1875, a fost una dintre marile personalități ale istoriei românilor din Ardeal în secolul al XIX-lea, baron al Imperiului, vicepreședinte al Guberniului Transilvaniei, președinte al Tribunalului Suprem al Transilvaniei și președinte al Astrei. Ca vicepreședinte pentru probleme juridice al Guberniului Transilvaniei, Vasile Ladislau Pop a fost singurul român transilvanean care a ocupat o demnitate de o asemenea importanță. A mai deținut funcțiile de președinte al Curții de Casație și de președinte al Tribunalului Suprem al Transilvaniei. În 1863, la vârsta de 45 de ani, Vasile Ladislau Pop a fost numit consilier de stat al împăratului Francisc Iosif și a fost decorat cu ordinul Coroana de Fier clasa a doua, primind rangul de baron imperial. Prin aceasta, Pop, fiu al unui modest preot de țară, ajungând de-a dreapta împăratului. Iată, deci o mică statuie în onoarea unui ardelean de-al nostru, poate cel mai important ardelean al secolului XIX. Ați văzut că a deținut printre cele mai importante poziții în cadrul statului. Noi ne întoarcem la discuția noastră, o discuție despre mediul rural și despre agricultură cu Raluca Dan, reprezentanta Asociației Ecoruralis. Povestiți-ne despre colaborarea dumneavoastră cu Via Campesina. Care sunt discuțiile în cadrul acestei mari organizații țărănești? Da, politica ECVC, a European Coordination Via Campesina, urmărește aceleași fire precum Ecoruralis. Semințe, pământ, piață, migrație, politica agricolă comună. Este o confederație de asociații din diferite țări europene, asociații de țărani, care sau de mici fermieri, cum este în alte țări, și lucrează la nivelul legislației europene. Așa cum este structurată și Ecoruralis, pe acolo este structurată și Via Campesina, în sensul că membrii sunt foarte mult încurajați să, și li se facilitează, de fapt, accesul la diferite discuții la nivel european. Avem o viziune comună, din nou, vorbim de agroecologie, vorbim de suveranitate alimentară, în care producătorii sunt în centrul sistemului alimentar. Și vorbim de foarte multă educație în cadrul rețelei europene, schimburi între membrii și cooperare pentru schimbarea legislației. Acest concept al suveranității alimentare este fără îndoială un concept foarte important. Haideți să lămurim telespectatorii ce înseamnă acest lucru, care este legătura între situația din prezent a României și dezideratul nostru de suveranitate alimentară. După cum ai zis, într-adevăr, este un deziderat. Suveranitatea alimentară este, practic, o schimbare un pic de paradigmă. Cum ziceam, producătorul de hrană este în centrul sistemului alimentar, atât al politicilor publice care îl privesc, pe principiul nimic despre alimentație și agricultură fără noi țăranii. Vorbim de un anumit mod de a produce hrană. În suveranitatea alimentară, când ne gândim, hrana este produsă la nivel local, este distribuită la nivel local, se bazează pe metode care să nu dăuneze nici muncitorilor pe care îi avem în gospodărie sau în ferma mai mare, să dăuneze cât mai puțin animalelor și să țină cont de cum, practic, s-au schimbat condițiile de mediu actuale, să ținem cont de sol, să ținem cont de apă. Vorbim, pe de-o parte, de o reflecție, cumva, la nivelul opresiunii, condiții de muncă în agricultură, atât pentru producători, cât și pentru zilieri. Vorbim de încurajarea tinerilor și a femeilor din agricultură, atât în ceea ce privește proprietatea, cât și participarea lor la luarea deciziilor publice. E un concept extrem de amplu. Unii ar spune că este o utopie, cumva, însă este dezideratul către care cumva lucrăm în fiecare zi. În principiu, dacă nu suntem de acord cu modul în care se desfășoară lucrurile acum, trebuie să avem o viziune, iar aceasta e clar suveranitatea alimentară. Mulțumim mult pentru
prezența în emisiunea noastră. Sper că a fost o emisiune utilă pentru cei care ne-au urmărit și sper că am aflat cu toții lucruri interesante. Încheiem aici emisiunea noastră. Înainte de a pune punct, să vedem câteva imagini. În 30 octombrie 1990, deci acum 28 de ani, canalul Mânecii a devenit o realitate. Atunci s-a realizat prima străpungere între cele două părți ale canalului. Lucrurile au început în paralel dinspre Marea Britanie și dinspre Franța, iar acum 28 de ani, așa cum spuneam, muncitorii francezi și englezi s-au întâlnit. Vedem acum imagini de la acest eveniment istoric pe care îl marcăm astăzi. Cu acestea ne luăm la revedere, ne revedem mâine la aceeași oră. Numai bine tuturor! La o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Invitatul meu de astăzi este farmacistul Liana Nemet. Bine v-am găsit! Bună ziua! Iar subiectul pe care l-am ales astăzi este tratamentul oncologic. Mai exact, cum se stabilește un tratament oncologic și ce rol are farmacistul? E o modalitate complexă de stabilire a tratamentelor oncologice. În special, medicul are un rol important în alegerea medicației care se administrează pacienților noștri. Rolul nostru intervine după ce această schemă de tratament este stabilită și ajunge la noi în farmacie. Și anume, ceea ce facem noi în mod particular este o verificare a ei. Adică încercăm să ne asigurăm că medicamentul potrivit este prescris pacientului potrivit, în dozele corecte. Pot interveni diverse greșeli datorită unor parametri biologici care n-au fost luați în calcul sau pur și simplu erori de calcul. Scopul nostru este să verificăm fiecare parametru înainte de a trimite această schemă de terapeutică spre preparare. Noi am mai avut invitați farmaciști și întotdeauna am ținut și am insistat să le spunem telespectatorilor că farmaciștii nu sunt vânzători de medicamente. Nu, nu, este adevărat. Din păcate, ni s-a dus vestea în acest sens. În farmaciile de spital însă munca noastră este total diferită. Aici aportul nostru este altfel și încercăm să ne impunem prin cunoștințele noastre, intervenind acolo unde este locul nostru, respectiv la prepararea medicației, la administrarea ei, la diverse discuții pe care le avem cu pacienții asupra efectelor adverse, pentru că de multe ori în cabinetul medicilor pacienții, din cauza emoțiilor, a stresului, nu reușesc să se deschidă și să enumere tot ceea ce experimentează acasă. Și atunci, mai departe, după contactul cu medicul, vine rolul nostru și rolul asistenților, colegii noștri de pe secție. Asta vreau să vă întreb. În ce măsură interacționați cu pacienții oncologici? Din păcate, destul de puțin reușim să facem acest lucru. Intervenim atunci când suntem solicitați, de obicei. Dar cel puțin la nivelul clinicii noastre, eu zic că am dezvoltat un program destul de amănunțit și rolul nostru este bine definit. Preparăm medicația, ne asigurăm că este verificată înainte de a pleca pe secție și când ajunge pe secție ne asigurăm că este revizuită și de colegii asistenți. Deci are loc cumva o predare a medicației de la farmacist spre asistent. E foarte important să ne asigurăm că și ei au înțeles ce au de făcut, pentru că fiecare pacient este diferit, iar tratamentele noastre sunt individualizate. Nu mergem pe o modalitate generală de administrare a medicației. Particularizăm fiecare schemă potrivit necesităților pacientului.
lucrați cu substanțe extrem de toxice. Este adevărat. Ce precauții presupun administrarea și prepararea unui tratament? Precauțiile încep din momentul în care medicamentul intră în clinica noastră. Deci încă de la recepție, aceste medicamente trebuie să aibă un circuit aparte. Ele ar trebui să vină și, din păcate, nu vin de la toți producătorii, ambalate separat în cutii inscripționate cu semnul pericol biologic sau citotoxic, care să ne atragă atenția că în acea cutie există ceva cu risc, cu un potențial risc pentru noi. Din momentul preluării, depozitarea se face separat de orice alt medicament, iar prepararea lor presupune precauții speciale, încăperi special dedicate acestui scop, care trebuie să aibă o dotare diferită și corespunzătoare. Sunt încăperi tampon care să ne ajute să intrăm corect echipați acolo unde se produce efectiv munca cu substanțele citotoxice. E nevoie de o dotare aparte și anume foarte importantă este prezența unei hote cu flux laminar. Această hotă ne permite să lucrăm în condiții de siguranță, atât pentru noi, cei care zi de zi manipulăm aceste substanțe și care pe termen lung asupra noastră pot avea efecte destul de neplăcute, dar ne ajută să preparăm aseptic medicația și pentru pacienții noștri. Ce face practic această hotă? Această hotă are un sistem special de filtre HEPA. Ea are un flux de aer constant, astfel încât eventualii vapori sau stropi care pot să apară în momentul manipulării flacoanelor să nu ajungă la noi. Ei sunt absorbiți, o parte a aerului este scoasă în afară, iar o parte a aerului este filtrată și readusă în hota cu flux laminar, astfel încât noi nu venim în contact aproape deloc cu ceea ce se întâmplă acolo. Suntem echipați și noi corespunzător, arătăm asemenea unor cosmonauți, de multe ori avem echipamente care ne protejează de vapori, de stropi, măști, ochelari, mănuși, tot ce trebuie ca să fim în siguranță. Ce pregătire trebuie să aibă farmaciștii și asistenții care intră în contact cu citostaticele? Aici nu putem merge mai departe de legislația din România. Farmaciștii care lucrează în spitale sunt farmaciști care au terminat facultatea de farmacie, eventuale specializări în farmacie generală sau farmacie clinică. Din păcate nu avem o specialitate de farmacie de spital, așa cum există în alte țări. Iar asistenții de farmacie sau asistenții generaliști au acele colegii tehnice medicale. Și atât? Atât. Deocamdată nu există nimic în plus. Dar știu că cel puțin cei care lucrează aici în clinic au în permanență parte de training-uri și cursuri speciale. Este adevărat. Speciale. Am avut această susținere din partea clinicii. Am reușit să avem o pregătire pe care am făcut-o în afara țării, în centre specializate din Germania. Avem și aceste diplome care atestă pregătirea noastră pe acest domeniu de farmacie oncologică și recent am hotărât să împărtășim și cu colegii noștri toate informațiile pe care le-am asimilat de-a lungul timpului pentru a veni în sprijinul lor. Sunt foarte mulți care nu au acces la informație, nu știu cum să se organizeze la locul de muncă, nu știu ce materiale să solicite pentru a lucra corespunzător și pentru a se proteja ei, pacienții, aparținătorii și toți cei care lucrează în jurul nostru. Formarea aceasta continuă este absolut necesară? Cu siguranță, da. E un domeniu în care lucrurile se modifică într-un ritm extrem de alert și trebuie tot timpul să fii la curent cu tot ce apare nou. Spuneți că sunt personalizate tratamentele. Da.
se prepară la capul bolnavului, ca să zic așa? Nu. Asta este ceea ce evităm să facem și ceea ce încercăm tuturor să spunem că nu este potrivit. Tocmai datorită toxicității pe care manipularea acestor medicamente o are. Strict prepararea lor trebuie să se facă în aceste încăperi special organizate, cu aceste echipamente pe care le impune structura farmaciei de oncologie. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste precizări. Sunt convinsă că oameni care nu au avut tangențe cu domeniul acesta în care lucrați sunt acum mai informați. Sper că am ajutat. Bine, de la noi, mai departe, toată această protecție trebuie aplicată și pe saloane. Acolo este un alt departament, deja nu mai ține de noi, dar ne dorim ca și mai departe lucrurile să se desfășoare corespunzător, pentru că această contaminare poate să survină și acolo. Vă mulțumim tare mult încă o dată. Mulțumesc și eu. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși. Bottega Italiana, cu cele două magazine din Iulius Mall și Vivo, și-a câștigat deja reputația în rândul clujenilor drept cea mai bună destinație pentru amatorii de delicatese italiene. Bottega Italiana vă oferă o selecție a celor mai gustoase mezeluri, brânzeturi, paste, vinuri, dulciuri și specialități din cele mai celebre zone gastronomice ale Italiei, pentru ca dumneavoastră să dați un plus de gust și eleganță meselor servite în familie. Comandați și online pe www.bottegaitaliana.ro. Magazinul Papionet din Iulius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, butoni și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet. Fii diferit. Fă diferența! Bonbon, cel mai frumos magazin de dulciuri din Cluj-Napoca și locul unde te vei răsfăța pe cinste. Dulciuri unicat, cadouri originale, servicii de tip candy bar, mărturii de nuntă sau botez, toate acestea le găsești la Bonbon, magazinul dulciurilor de pe strada Roosevelt numărul 3 în piața muzeului. Bonbon, magazinul tău de cadouri dulci. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumătură,
fărături, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Să fie gata și azi le aștept. Nu mai discut. Apeși un buton și un șofer partener ajunge la tine în câteva minute. Uber. Cel mai zen mod de a călători în siguranță prin oraș. Descarcă aplicația și începe să călătorești. Fără stres, fără cash.